Continuăm să ne bucurăm de vacanță, de soare, căci fiecare zi din perioada estivală este o adevărată sărbătoare, în mod special pentru copii, care poate în acest moment abia așteaptă să se coacă cireșele din grădina bunicilor. Gustul cireșilor de iunie îl vom simți și din următorul reportaj despre o frumoasă sărbătoare tradițională din cadrul grădiniței Lăstăraș. Să vedem cum s-au distrat copiii. Ziua copiilor vine inevitabil în fiecare an, iar la Lăstăraș aceasta se sărbătorește cu cireșe, cu zâmbete și cu voie bună. Haideți să vedem împreună cum arată o sărbătoare cireșar sărbătorită la 1 iunie la grădinița Lăstăraș. Micuții care cresc și se dezvoltă la grădinița Lăstăraș din sectorul Râșcani al capitalei au deja tradiția în sânge. Ziua internațională a copiilor a fost marcată tradițional la grădinițe sub sloganul Ziua Cireșarului. Multe zâmbete, mult soare și multe cireșe. Cam de asta au avut parte copiii care, pentru câteva ore, le-au demonstrat părinților că sunt adevărate vedete, cântând, dansând și recitând. Gustul copilăriei a căpătat o nouă intensitate. Aici micuții sunt fericiți. Se bucură de venirea verii, se bucură de începutul vacanței și, bineînțeles, se bucură de ziua lor, de ziua internațională a copiilor. Iar confirmarea celor spuse de mine o putem vedea și din atmosfera de aici. Ce sărbătoriți voi azi? E, ziua copiilor. Ce înseamnă ziua copiilor pentru tine? Cea mai fericită zi pentru copii care părinții cumpără doar ce vreau ei. Ție ce ți-au cumpărat părinții de ziua copiilor? Un bisti. Ziua copiilor înseamnă o sărbătoare foarte frumoasă pentru copii, veselă și armonioasă. Părinții prezenți și ei la sărbătoare s-au declarat mulțumiți și fericiți de rezultatele pe care le înregistrează zi de zi copiilor aici. Matinele sunt de fiecare dată un bilanț. Cum apreciați rezultatele copilului dumneavoastră acum când îl vedeți în acțiune? Apreciez rezultatele foarte înalt. Suntem foarte bucuroși să-i vedem că an de an evoluează foarte mult. Mai ales că pe măsură ce trec și timpul, ei sunt tot mai mult implicați, le reușește tot mai bine atât activitățile artistice cât și cele sportive. Suntem plini de emoții, de bucurie și aportul educatorilor este de fapt cel mai mare. Cel mai mare procentaj, cel mai multe ei investesc în copiii noștri pentru că se află cel mai mult timp cu ei. Noi, pe cât reușim în restul timpului liber de la servici, ne mai ocupăm și noi, dar este indubitabil meritul educatorilor. Încercăm să consolidăm relațiile prin faptul că suntem receptivi la toate solicitările. Încercăm de fiecare dată la matinee, la măsurile educative să intervenim și noi, participând, asigurând cu toate cele necesare în calitate de părinți. Este organizat extraordinar și eu mă bucur că nu trebuie să merg cu copilul meu în alte localuri pentru a-l vedea fericit și cum se distrează. Își fac singur sărbătoare. Jumătate din viață copilul petrece la grădiniță și sigur foarte mare influență a educatorilor. În urma programului festiv, cu cuvinte de felicitare au venit și administrația grădiniței, care spun că sunt norocoși pentru că au astfel de discipoli și astfel de părinți. Una din cele mai frumoase sărbători care noi sărbătorim împreună cu copilașii noștri la Lăstăraș e ziua copiilor. Uitați-vă la chipurile copilașilor, cât este de veseli, cât este de fericiți. Asta e aprecierea muncii noastre de toată ziua. Depunem un efort enorm pentru a crea ziua în instituția noastră. Nu numai noi ca grupul managerial, dar și
toate cadrele didactice, împreună cu părinții. Suntem și noi fericiți împreună cu toții cine se află în instituția noastră. Cum vă alintați discipolii de ziua lor, de zi de sărbătoare? Nu numai în ziua de sărbătoare, la noi fiecare zi noi ne stăruim să le alintăm cu tot ce putem. Depunem, organizăm în fiecare zi distracțiile, piterenile de jocuri, în fața instituției, în bazinele, în curțile interioare. Doamna Bogașevski, cum apreciați evoluția copiilor de la grădinița Lăstărașa astăzi de ziua lor de 1 iunie? Dacă ne reîntoarcem cu 23 de ani în urmă, această sărbătoare era cu mult mai săracă, în primul rând. Nu aveam atâta aparatură, nu aveam atâtea costume diferite pentru dansuri, pentru cântece, pentru fete scenete. Dar anii trec și se schimbă și ideologia părinților care tot timpul ne ajută, ne susțin. Acea asociație obștească Lăstăraș care e cu noi alături din anul 1996 și ei sunt alături din noi și foarte mult ne ajută cu toate cele, cu toate materialele cele necesare pentru a crea o sărbătoare. Fără muzică, fără costumații și fără atribut, că nu poți să faci sărbătoare. Ei, dar astăzi la noi, deoarece este o sărbătoare triplă și întâlnim vara, ziua copilăriei și în fiecare an mai sărbătorim și ziua cereșarului. Iată, astăzi copiii, îmi pare mie că se bucură foarte mult și de ziua de copilăriei, dar și de ziua cereșarului. Ei organizează diferite jocuri cu cireșele, după aceea le spală și le mănâncă. Cireșarul de la grădinița Lăstăraș ne-a încărcat bateriile și ne-a umplut de emoții pozitive. Acum am simțit și noi ce înseamnă să știi să-ți păstrezi veșnic sufletul de copil. Am revenit în copilărie. 1 iunie, ziua internațională a celor mici.